nu te-a obligat nimeni să vii. Pe bune. Și apoi a fost ideea să facem revelionul cu ei. Sunt prietenii noștri, totuși am crezut că să te bucuri. Asta numai pentru că suntem aici. Dacă eram acasă în Belgrad, nici măcar nu le plecam prea. Țărani. A sunat mama azi. Ți-am zis? Nu. A mea sau a ta? A mea? Și ce voia? Zicea de aia mică de la tine din bloc. Ana. Ana, o știi? Ce-mi-o-vici? Da, o știu, dar nu e de la mine din bloc, e de lângă, de la 44. Aia, da. Bă, ce? S-a angajat la televiziune. Ce? Puștoaica aia. Pitică bâlbuită și sașie. Că-i sașie nu știu, dar ea e, da. Citește știrile, tocul muzical. Ca să vezi. Dacă și asta a ajuns în televiziune, eu chiar nu știu ce să mai zic. Aia mică n-are facultate măcar. E la geografie? E la geografie. Mm-hmm. Și eu cu facultatea mea de jurnalism ce să fac? Să desenez hărți? Stai puțin, Cacea. Nu te enerva așa. Zicea mama că sunt mândri vecinii de ea. Aia mică mama ei. Vezi cum a știut ea să profite? Vezi? Tu știi ce a făcut ea? A luat slujba mea. Asta a făcut. Tu înțelegi asta? Stai puțin, ce treabă are asta cu tine? Ce treabă are cu mine? Tu n-ai lucrat niciodată păi în televiziune. N-am lucrat, dule, n-am lucrat pentru că nu am ajuns la rând de oameni ca ea. Eu care îmi dădeam toate examenele în termen și care în 4 ani de facultate am fost o singură dată la Schilea Copaunic, e adevărat? Mergeam în Macedonia. Mergeam în Macedonia ca să mă odihnesc de muncă și de învățat. Și asta mică, da, de două ori de înfund și hop la televizor. De unde știi tu cum s-a angajat? De unde știu cum s-a angajat? Poate a fost un concurs. Da, mă, concurs. Uh-huh. Bustul și numărul de telefon, asta vrei să știi. Nici nu are cine știe ce sunt. Ce? Ce-ai zis? De unde știi tu? Nu are să. De unde știi tu ce țâțe are Ana Simovici? De asta te sună maică ta? De asta îi dăm noi bani? Să-ți dea ție raportul de țâțele Ana Simovici? Mamă, de Cacea, nu știi ce vorbești. Păi, mama ta nu mai vine niciodată. Ce treabă are domnul mama? Are. Are că din cauza lor suntem noi aici, în loc să fiu eu acasă cu prietenii mei și să fac munca pentru care m-am pregătit 4 ani de zile. Mai tăi, când nu taie porc un barcon și nu fac rachiu sau și-au găsit timp să-i voteze pe criminalii ăia. Da, i-au votat. Da, și ce, poți să-i condamn pentru asta? Nu, nu poți să-i condamn, dar puteai să faci ceva să încerci să-i schimbi. Să-i schimbi? Da, să-i schimbi. Cum să-i schimbi? Să vorbești cu ce ei. Ce să le fac? Cum să-i schimbi? Să vorbești și să le explici despre cum o să fie viața noastră cu criminalii la putere. Uite așa o să fie.